Frați și surori, haideți să dăm slavă Domnului pentru început cu cântarea de la numărul 665. Veniți să cântăm laudă lui Iisus și să ne închinăm lui Dumnezeu de sus. Lui să-i dăm onoare și toți să-L slăvim în a sa splendoare, pe El să-L mărim. 655. Ca să ne scoată de ea și să ne mute în împărăția Ta. Doamne, nu avem cuvinte, Doamne. Primește mulțumirile noastre și în dimineața aceasta și laudele noastre, Doamne. Pentru măreția Ta, pentru dragostea Ta. Pentru Domnul Iisus în mod special. Prin Duhul Sfânt, Doamne, te rog să ne ajut să avem o închinare plăcută înainte. Dorim, Doamne, să strigăm către Tine, în primul rând, în această dimineață, Doamne. Mai apoi să ascultăm cuvântul Tău. Doamne, dorim să Te și lăudăm prin cântare. Doamne, primește închinarea noastră tuturor. Amin. Lasă, Doamne, pacea Ta peste noi în locul acesta, Doamne. Și fie lăudat numele Tău de noi de toți. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Așa cum stăm ridicați pe picioare, aș dori să citesc pentru tipul de rugăciune un text din Sfânta Scriptură. El se găsește în Cartea Iona. Am început această carte, frații păstori, din dimineața trecută și aș dori să citesc pentru noi din capitolul 2, începând cu versetul 1, până la finalul acestui capitol. Iona, capitolul 2, pagina în Biblie, 839. Uitați în Biblia. 893. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strântorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncasești în adânc, în inima mării, în râurile de apă, mă înconjuraseră toate valurile și toate talazurile Tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi, dar iarăși voi vedea templul Tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu.
M-am pogorât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeu. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, în dimineața aceasta suntem în prezența lui Dumnezeu și doresc ca fiecare dintre noi să realizeze pe deplin lucrul acesta. Stăm în fața lui Dumnezeu, Dumnezeului veșnic, Dumnezeului acelui care a făcut cerurile și pământul. Dumnezeul care în suveranitatea și în dragostea Lui conduce și controlează întregul univers. Slăvit să fie numele Lui. Așadar, suntem chemați în această dimineață ca în smerenie și umilință să ne plecăm în fața Celui ce este Dumnezeu adevărat. În fața Celui ce controlează și conduce totul după planul Lui Sau. Aș dori să avem rugăciuni înălțate către Dumnezeul nostru și așa cum suntem îndemnați și care este și tema acestui capitol, acestei lecții de dimineața aceasta, a fi smeriți pentru Dumnezeu. A fi smerit înseamnă a te coborî, a fi în locul de jos. Pentru că la vremea potrivită Dumnezeu să te înalțe. Nu voi da exemple multe din Biblie, doar unul care este suprem, Domnul Iisus Hristos. Blând și smerit cu El. Matei 11:29. Domnul Iisus a venit să ne învețe blândețea, smerenia, ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu, umilința. Desigur, s-a coborât până în locurile mai de jos, așa cum și acest om al lui Dumnezeu a fost smerit, nu s-a smerit el, dar Domnul Iisus ne-a lăsat învățătura Lui. Este bine, foarte bine, ca omul să se smerească, să nu fie smerit de Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu cu omul oricum se împlinește după voia Lui. Și dacă Dumnezeu are în plan, așa cum l-a avut și pe acest om, pe Iona, în lucrare și s-a încăpățânat Dumnezeu până la urmă și a împlinit scopul și planul. Frații mei, aș dori ca din dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru iubirea lui Dumnezeu, pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, să ne lăsăm învățați de cuvântul lui Dumnezeu. Să ne smerim în fața Celui care este mare. Să ne smerim și să-i aducem cinstea și lauda cuvenită. Pentru ca mai apoi Dumnezeu să ne înalțe. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Și cu atitudine smerită și în dimineața aceasta să venim în fața Lui. Ne ridicăm pe picioare și cu partea fraților de jos, în scopul acesta, în cuvinte potrivite, să ne pot ieroga cât mai mulți să ne închinăm Domnului. Vă rog să vă așezați. Cântăm cântarea de la numărul 271. Primele trei strofe. E o stâncă ce de viacuri stă în valuri ca un far. Adăpost oricărui suflet care-i dus de-al vieții voastre. E o stâncă
avem toată încrederea și nădejdea și credința că lângă Dumnezeu suntem în siguranță. Lângă Domnul Iisus, stânca noastră, avem pace, avem liniște, avem odihnă. Așa cum ne învață și în Matei 11:28-29. Și veți primi odihnă pentru sufletele voastre. Învățați de la mine, fiți blânzi și smeriți. Dumnezeu să ne dea această înțelepciune și tărie fiecăruia dintre noi. Versetul 2 din acest capitol cred că ne cuprinde pe fiecare dintre noi. Cel puțin pe mine mă cuprind și mă cuprinde acest verset. În strântorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut moartea reală, așa cu ochii. În diferite împrejurări. Nu știu. Dar eu am văzut. Și citind acest capitol, această lecție, mi-am adus aminte când mă zbăteam pe fundul Mureșului. Mă luptam cu moartea. N-am spus-o de la acest an. Am mai spus-o către față. Mă luptam cu moartea acolo. Să supraviețuiesc. Nu știu. Cine m-a scos? Atunci, acum știu. Atunci nu știam nimic. Mai târziu mi-am dat seama. Dumnezeu, prin mila și îndurarea Lui, nu m-a lăsat să trec în veșnicie de mântuit. Am ajuns pe malul Mureșului dincolo, spre strand și a rămas întins pe multe ori. N-am văzut pe nimeni să mă fi luat în brațe, să mă fi scos din valuri. Nu. Am realizat mai târziu că mâna lui Dumnezeu și puterea lui și harul lui mi-a mai dat șansă. Mi-a dat șansa să mă smeresc. Să cobor, să mă prăbușesc la crucea de la Golgota. Slăvit să fie Dumnezeu. Mi-a dat harul acesta. În strântorarea mea am strigat către Domnul. A trecut aceea. Și a venit momentul când și eu am strigat către Dumnezeu. I-am cerut ajutor în multe situații. Dumnezeu a fost acela care și-a întins mâna. Am realizat că există, am realizat că este unicul turn de scăpare Dumnezeului Iacob. Psalmul 46. Am realizat că lângă Domnul Iisus sunt apărat. Sunt în siguranță. Așa cred că sunteți și dumneavoastră. Îmi pusesem toată nădejdea în Domnul, zice David. El s-a plecat spre mine. Și-a întins mâna. M-a scos din roată. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Pe stânca mântuirii. Mi-a pus în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta. S-au întors la Domnul. Mă rog și vă îndemn și pe dumneavoastră ca fiecare dintre noi să avem acea cântare nouă. Ca cei din jurul nostru să vadă lucrul acesta. Să se întoarcă la Dumnezeu. Să strige către Dumnezeu. Stânca mântuirii. Doamne, ajută-ne! Aș dori să ne ridicăm și în cuvinte, potrivite, să venim cu mulțumire în Dumnezeu. Stânca noastră. Mântuirea noastră. Să-i cerem înțelepciune în a umbla smeriți cu El. Să avem o atitudine bună, smerită în fața Lui. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ajutăm.
Vă rog să vă așezați. Cântăm din cântarea de la numărul 535, primele două strofe. O Mântuitorule, adăpostul meu tu ești. În furtuna vijie și când valul de vin, strânge-mă la sânul tău lângă tine, ține. Tu mă ne-a atins în port și păzește sufletul. Așadar, frați și surori, pentru a fi siguri de ocrotirea lui Dumnezeu, să umblăm smeriți cu El. Să fim acei oameni din casa lui Dumnezeu pe care se poate baza. Să fim acele modele în această lume ca cei din jurul nostru să vadă. Să vadă chipul Domnului Iisus în noi în fiecare. Dumnezeu să ne dea putere, înțelepciune și dorință ca să arătăm că suntem aici, că trăim cu El și El trăiește în noi. Amin. Așadar, aceste virtuții care Domnul Iisus Hristos le-a avut și le are, pentru că este Dumnezeu și le dorește de la noi, de la fiecare, iubirea, dragostea, smerenia. Aceste calități, aceste virtuți sunt necesare pentru copilul lui Dumnezeu, în viața de credință. Frații mei, puterile noastre sunt slabe. Domnul Iisus, Duhul Sfânt fiind în noi, ne întărește. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi lumină. Și doresc ca aceasta să rămână în viața fiecăruia dintre noi. Dorința de a umbla în Cuvântul lui Dumnezeu și ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, învățându-L, citindu-L, memorându-L, să ne facă acei umblători în această lume, ca cei din jurul nostru care încă mai zac în întuneric să găsească lumina. Aș dori cu partea de sus a corului să venim prin Domnul Iisus, cu laudă de mulțumire, prin Duhul Sfânt. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ocrotirea de care ne-a făcut și ne face parte.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a pus picioarele pe stânca lui Dumnezeu. Să-i mulțumim că ne ține în carul său de biruință. Să-i mulțumim că încă ne vorbește și dorește să ne vorbească și să ne învețe. Ce ne rămâne nouă este să luăm atitudine pozitivă. La învățăturile lui Dumnezeu, la învățăturile Sfântei Scripturi. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Haideți să ne ridicăm picioare și cu partea de sus, vorbim cu virtea cuvinte să urmă. Doamne, Tată, vă rog să vă așezați și ascultăm o cântare a corului și mai apoi contest.
Cântăm primele două strofe din această cântare și mai apoi ascultăm corul din slavă Domnului și în timpul ce corul cântă ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul citit de fratele păstor. De tot cufundat eram în păcatul lumii și
pe Iisus nu știa nici vestea sau gând. Însă Iisus a venit pe mine, m-a aflat și din locul rătăcit, El m-a salvat. Salvării, Iisus a venit.
și surori împreună cu noi la slujire este Domnul, Dumnezeu să binecuvinteze. Slujește mai multe biserici, nu numai pe Arșia de Sincolau, de aceea aș dori ca rugăciunea noastră să îi purtăm, să-l purtăm pe rugăciune, ca Dumnezeu să-i dea și binecuvântare bisericile în care slujește și mai apoi oriunde să duce cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul cu de fratele păstor și după cuvânt, fratele Dorel, prin fratele Dorel ne vom ruga Domnului și vom cere binecuvântarea peste cuvânt și peste fratele păstor, peste noi toți. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să-l citim așa cum se găsește scris în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 16, de la versetul 17 până la versetul 20 inclusiv. 1110 pagini în Scripturile Mari. Romani, capitolul 16, de la versetul 17, citim cuvântul lui Dumnezeu. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesnecrezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Iubiți frați și surori, mă bucur că în dimineața aceasta sunt împreună cu dumneavoastră. Dați-mi voie să-mi exprim recunoștința pentru faptul că mi-ați făcut această invitație să vă slujesc în dimineața aceasta. Mă bucur de asemenea de colaborarea dintre bisericile noastre și mă bucur că la bine și la greu sunteți alături de noi. În după amiaza aceasta, în biserica din Balcan are un loc, va avea loc cu ajutorul Domnului, un serviciu special de rededicare a clădirii bisericii. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze lucrarea din Balcan. Așa cum spunea fratele, sunt prin Harul lui Dumnezeu implicat în slujirea mai multor biserici. Cred că nu meritam să slujesc nici măcar una dintre ele, dar aminte cinci. Dar mulțumesc fraților păstori și bisericii din loc pentru suportul, pentru susținerea pe care ori de câte ori am solicitat-o totdeauna. Ați fost alături de mine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mai mulțumesc și pentru faptul că mi-ați adoptat băiatul cel mai mare. Câteodată, așa cum spunea și fratele păstor Ilie, cred că aparține mai mult familiei Bledia și bisericii Emanuel decât familiei noastre. Dar mă bucur că aveți grijă de el și faptul că luna trecută, prin Harul lui Dumnezeu, am coborât împreună în apa botezului, se datorează și modului providențial în care Dumnezeu v-a folosit pe dumneavoastră pentru educarea și pentru susținerea băiatului meu. Mă bucur foarte mult că este într-un mediu în care cuvântul lui Dumnezeu este apreciat, în un mediu în care propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este cinstită. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților din St. Nicolau, biserica vă salută cu Evrei, capitolul 12, cu versetul 14, care spune căutați pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Amin. Biserica din Roma nu s-a evidențiat ca fiind în mod deosebit o problemă, o biserică problematică. De aceea nici scopul scrierii epistolei nu a fost unul corectiv, ci mai degrabă educativ, prin care Apostolul Pavel, insuflat de Duhul Sfânt, instruiește și edifică teologic biserica cu privire la elementele fundamentale ale adevărului divin, cum ar fi învățătura despre păcat, răscumpărare,
viața nouă în Hristos, dar mai ales despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre justificarea prin credință și har. Unii consideră această epistolă o epistolă a harului. Frații din Roma reprezintă o sursă de bucurie pentru Apostolul Pavel, așa cum găsim în versetul 19. Mă bucur de voi, sau cum le spune în capitolul 15, în ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Pavel era conștient de caracterul lor, de nivelul înalt de cunoștință și de dedicare, dar și de capacitatea și maturitatea lor. Ei erau oameni care erau în stare, erau capabili să se sfătuiască. Un om matur poate să dea sfaturi bune. Frații din Roma erau astfel de oameni. Așa cum creștinii din Tesalonic erau cunoscuți pentru credința lor, cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 8, în adevăr, numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. În cazul creștinilor din Roma, erau și ei cunoscuți pentru ceva. Erau cunoscuți pentru ascultarea lor. Că despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți și Apostolul Pavel recunoaște și spune și mărturisește. Mă bucur, dar, de voi. Apostolul Pavel este preocupat să-i spune Evanghelia așa cum a primit-o din partea lui Dumnezeu. Prin mesajul ei credincios și sunt chemați la o înțelegere mai profundă a planului lui Dumnezeu. Iar aceasta, cu scopul de a se oglindi într-o trăire mai înaltă a vieții de credință. Ni se vorbește în epistola aceasta despre starea depravată a întregii lumi, despre necesitatea absolută a Evangheliei în vederea pocăinței și a mântuirii și despre salvarea minunată oferită de Dumnezeu prin Domnul Iisus, Fiul Său și jertfa Sa substitutivă. Ne mai vorbește această epistolă și despre viața nouă a celor născuți din nou și despre siguranța mântuirilor. Pe scurt, epistola reprezintă o bogată sursă teologică revelată și vitală pentru orice om. Pentru că este mai mult decât un tratat de teologie, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Pe lângă învățături doctrinare, avem și aspecte de ordin practic, prezentate mai ales în ultima parte a epistolei. Suntem învățați cum să slujim pe Dumnezeu, cum să ne slujim unii altora. Ce relații trebuie să avem între noi? Ce sentimente trebuie să avem unii față de alții? Suntem învățați să ne iubim, să ne dăm întâietate, să ne ajutăm, să ne primim. Dar mai ales, suntem îndemnați și învățați. Ce fel de atitudine trebuie să avem și față de cei care ne prigonesc? Cât de complex, cât de complet și cât de binecuvântat și cât de înțelept este Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, învățăm despre relația de supunere și respect în raport cu autoritățile administrative pe care Dumnezeu le-a dat pentru că ele vin de la Dumnezeu. Pasajul din care am citit în această dimineață face parte din încheierea epistolei pe care o găsim în ultimele două capitole, care culminează cu cele trei versete 25, 26 și 27 ale capitolului 16, unde vedem o adevărată doxologie, o înălțare a lui Dumnezeu pentru puterea sa manifestată în viața credincioșilor, pentru propovăduirea lui Hristos și pentru înțelepciunea deosebită și unică a lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic. A fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Amin. Prin tot ce învățăm în această epistolă, învățăm cum să ne raportăm la Dumnezeu, cum să ne raportăm
unii la alții și toate acestea cu scopul de a-L slăvi, de a-L proslăvi, de a-L înălța pe Dumnezeu, nu numai prin doctrina și învățătura noastră, dar și în mod practic prin viața noastră trăită înaintea lui Dumnezeu. Îndemnul acesta final al epistolei către Romani are trei componente și am intitulat mesajul meu din dimineața aceasta Îndemnuri pentru o biserică biruitoare, o biserică victorioasă. Și sunt trei componente aici despre care vom vorbi în dimineața aceasta și pe care Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, le prezintă. Găsim aici o avertizare, o apreciere și o asigurare. O avertizare cu privire la oamenii răi, o apreciere prin care Apostolul Pavel nu face altceva decât să ateste ascultarea lor, și așa cum vom vedea, scopul pe care Dumnezeu îl are atunci când ne încurajează sau când atestă una din calitățile noastre, nu este ca noi să ne lăudăm, ci ca să fim încurajați că suntem în direcția bună și Dumnezeu vrea să creștem în ascultare de El și în apropiere de El. Și apoi avem în versetul 20 o asigurare, o confirmare a victoriei imediate, iminente, împreună cu Hristos. Și aș vrea să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu la aceste trei componente ale acestor îndemnuri ale Apostolului Pavel cu privire la frații din Roma. Mai întâi ne vom uita la avertizarea, la prevenirea cu privire la oameni răi. Avertizarea vine din cele două imperative pe care le găsim în versetul 17. Să vă feriți și depărtați-vă de ei. Sunt două imperative care compun această avertizare. Ideea de depărtare, de a te feri, aceste imperative implică ideea de detașare, de evitare, de separare față de ceva sau de cineva. În cazul nostru, depărtare de o anumită categorie de oameni. Și Apostolul Pavel vorbește despre identitatea lor și despre însușirile lor, despre caracterul lor. Mai întâi, Apostolul Pavel vorbește despre identitatea lor care le iese din intenția lor. De cine să ne ferim? Care sunt oamenii de care trebuie să ne ferim? De cei ce fac dezbinări și cei ce fac tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Identitatea acestor oameni reiese din intenția lor rea. Oamenii aceștia sunt preocupați să facă dezbinare, să aducă dezorientare doctrinară în sânul bisericii. Și dați-mi voie să vă spun, cele mai multe biserici au probleme tocmai datorită faptului că sunt vulnerabile în aceste două aspecte. Ale unității, unitatea împărtășirii, nu mai pot frații să stea împreună, să slujească împreună și sunt diferite motive care pot să provoace această lipsă de unitate sau dezbinările. Și apoi, dezorientarea doctrinară. Să nu mai știm clar ce să credem. Să nu mai avem aceeași dorință pentru a fi credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a împrumuta și alte învățături. Să aducem și ceva modern, ceva relevant, cultural, să îmbogățim cumva învățătura asta care deja ne plictisește, care e foarte veche, care nu mai este la modă, care nu mai atrage oameni din lume, care ne izolează, suntem numai noi și Scriptura și aceste învățături pe care le-am primit. Și oamenii aceștia tocmai aceasta vor să facă. Să creeze aceste condiții de vulnerabilitate ale bisericii. Să distrugă unitatea din biserică și să aducă o dezorientare doctrinară. Oamenii aceștia se află pe aceeași lungime de undă cu lumea și cu cultura contemporană, dar sunt vrăjmași de cuvântului lui Dumnezeu. Și pericolul acesta nu era doar pentru biserica din Roma. Citiți împreună cu mine ceea ce spune, ceea ce transmite Apostolul Pavel fraților din Filip.
căci v-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Ești foarte asemănător cu ceea ce am citit în cazul oamenilor care vor să aducă dezbinare și dezonitare doctrinară fraților din Roma. Apostolul Pavel vorbește despre însușirile lor, despre caracterul lor. Oamenii aceștia nu slujesc lui Hristos. Sunt buni oratori, au capacitatea de a vorbi dulce. Și vreau să vă spun că a vorbi dulce nu stă în apanajul oricărui orator, oricărui vorbitor. Trebuie să fii foarte bine pregătit. Să ai anumite abilități și native și probabil și dobândite și studiate și căutate, cercetate. Dar scopul lor nu este unul curat. Este un obscur. Este o vorbire dulce, dar spune cuvântul, este au un discurs amăgitor prin care înșală inimile celor lesne crezători. De ce plângea Apostolul Pavel când scria fraților din Filip? Pentru că mulți se purtau ca vrășmași ai crucii lui Hristos din sânul bisericii. Apoi, fraților din Corint le scrie, în prima scrisoare, capitolul 15, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră spun. Dați-mi voie să vă adresez un gând personal. Probabil pentru dumneavoastră care sunteți obișnuiți cu predici expozitive și analize foarte amănunțite ale Cuvântului Dumnezeu, poate că nu are neapărat o relevanță directă sau o legătură, dar dați-mi voie să-mi exprim această povară care stă pe sufletul meu de când am citit pasajul acesta. Nu cumva biserica are și ea un grad de vinovăție pentru apariția acestei categorii de oameni periculoși, de vrășmași ai lucrării lui Dumnezeu? Am făcut totul ca să preîntâmpinăm astfel de pericole? O biserică leneșă, adormită și nepăsătoare cu cei ce vin în sânul ei este expusă direct acestui pericol. Că oamenii aceștia răi nu dau buzna peste noi în timpul serviciului divin de închinare, ci de cele mai multe ori sunt dintre noi. Care este atitudinea bisericii față de cei din generația tânără? Nu cumva din cauza relevanței culturale ne permitem să se apropie de Dumnezeu într-un mod nepotrivit? Să vină cum vor ei, că sunt copiii noștri, să nu-i supărăm? Uitând exemplul lui Uza. Sau atâtor oameni din poporul lui Dumnezeu care nu și-au calculat bine felul, tipul de relaționare cu Dumnezeu. Citim în 2 Samuel, capitolul 6, că Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu. Și ce să spun, David s-a supărat. Foarte supărat a fost. Dar pe mine nu mă interesează dacă a fost David supărat sau nu. Pe mine mă interesează ce îl supără pe Dumnezeu. Despre fiii lui Eli, Ofni și Fineas se spune că erau răi și nu cunoșteau pe Domnul. Și au fost pedepsiți pentru că ne săcoteau darurile Domnului. Curveau cu femeile slujitoare de la ușa cortului întâlnirii. Oameni care erau repere pentru poporul lui Dumnezeu. Care ar fi trebuit să știe cel mai bine dintre toți copiii din Israel. Ei trebuiau să știe cel mai bine cum trebuie să te apropii de Dumnezeu. Și totuși, datorită lipsei succesului în educație din partea lui Eliu, copiii aceștia doi au fost pedepsiți și loviți de Dumnezeu. Împreună cu frații de la Sfântul Nicolau, ne-am uitat recent la viața câtorva împărați din regatul de sud al lui Iuda, Ozia, Iotam și Ahaz. Ozia, deși a fost un împărat binecuvântat de Dumnezeu și a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, totuși, la un moment dat, nu și-a calculat tipul de relație pe care trebuie să aibă cu lucrurile sfinte, cu Dumnezeu și cu casa lui. Apoi Iotam, fiul lui, a fost unul reținut. Iar mai apoi, Ahaz a devenit pe față un dușman al lui Dumnezeu. L-am văzut pe Ozia care a fost lovit cu lepră unde?
În casa Domnului. Citim în 2 Cronici, capitolul 26, preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din Sfântul Locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Oamenii care stau în prezența lui Dumnezeu, dar care nu știu care sunt limitele lor. Și blestemul a mers din generație în generație. Iotam, pentru că văzuse modul în care Dumnezeu l-a lovit pe taicăsul, zice cuvântul că a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar n-a intrat în templu. Și poporul se strica mereu. Și dintr-o stare aparent reținută față de templul lui Dumnezeu, nu mă duc acolo, știu ce vă ții taică, nu mai lasă. Fac din exterior, dau porunci să se construiască pentru casa Domnului, să aibă grijă de toate lucrurile sfinte, dar nu mă duc eu la templu, nu mai. Unul care vrea foarte mult, unul care aparent indiferent, și acum uitați-vă la Ahaz. A venit Ahaz, despre care spune că a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă darul împăratului Asiriei. Dar nu-i ajuta la nimic, spune cuvântul. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului. El, împăratul Ahaz, a dus jertfă dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră, și a zis: fiindcă dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Ahaz a strâns uneltele din casa Domnului și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. De unde au venit dușmanii? De unde au venit dușmanii? Pentru că mai întâi, în versetul 2 din 2 Cronici, capitolul 16, ne spune că Retin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l bată. Ei n-au distrus, n-au reușit să distrugă lucrurile din casa lui Dumnezeu. Dar a reușit Ahaz. Dușmanii dinuntru. Oameni puși în funcție de responsabilitate, de răspundere, dar care nu știu să se raporteze la Dumnezeu și la lucrarea Lui. Mai mult, și trebuie să spun asta, ne spune cuvântul despre Ahaz că a fost la Damasc și a văzut acolo un altar. Și a trimis vorba acasă cu dimensiunile. Mie să-mi faceți un altar după dimensiunile. Lasă dimensiunile cerute de Dumnezeu. Am văzut unul mai modern, la modă. Și a trimis acasă dimensiunile modelului și acestui altar. Și ne spune cuvântul că după ce a făcut acest altar nou și modern, pe care l-a văzut în Damasc, a dus altarul în Iuda și s-a suit pe el, a ars pe el ardere de tot și darul de mâncare. A vărsat jertfele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfilor de mulțumire. Și în versetul 14 spune că îndepărtează altarul de aramă poruncit de Domnul, ca mai apoi să spună: nu-mi pasă de el. Nu-mi pasă de el. Ăsta e cerut de Domnul, dar e de mult ăsta, nu-i mai la modă. Am văzut eu un altar foarte fain în Damasc. Și pe el vreau să aduc jefe și arder de tot. Și ce a făcut? S-a suit el pe altarul respectiv. Pentru că vreau să vă spun ceva. Altarele făcute după modelul lumii, nu îl înalță pe Dumnezeu, îl înalță pe om. Și din păcate sunt tot mai mulți printre noi care se uită mai mult în Damasc, mai mult în lume, mai mult la închinarea egiptenilor, asirienilor, a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și tânjesc după felul lor de închinare și după zeitățile lor. Și vor să aducă același model de închinare
de cântare și de manifestare spirituală. Unde? În casa Domnului. Și o să închei această paranteză din Vechiul Testament citind doar un verset din 2 Cronici, capitolul 16, cu versetul 18. Tot pe timpul lui Ahaz s-a făcut o schimbare în casa Domnului. Și spune cuvântul așa. De hatârul, sau de dragul, dar de hatârul împăratului Asiriei a schimbat în casa Domnului privorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. De unde și până unde oamenii din lume modelează lucrurile lui Dumnezeu? Care au dimensiunea cerută de Dumnezeu, locul pe care Dumnezeu îl dorește pentru un anumit lucru. Și dintr-o dată totul ia forme noi și moderne. Nu de hatârul lui Dumnezeu, nu de dragul lui Dumnezeu, nu după planul lui Dumnezeu, ci după hatârul oamenilor de afară. Și vă aduceți aminte când Petru a predicat, a fost întrebat de cei care au fost răpuși în inimă de aceste cuvinte. Au spus, fraților, ce să facem? Și astăzi se aude aceeași întrebare, fraților, ce să facem? Dar din partea greșită a amvonului. Astăzi păstorii și slujitorii amvonului întreabă pe oamenii din lume, fraților, ce să facem? Cum să vă mai distrăm? Cum să vă mai ținem în biserică? Ce preferințe noi ați mai avea? Ce să mai aducem nou? De hatărul vostru. Oameni care trebuie să fie preocupați de dragul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de pretențiile lui Dumnezeu. Ca unii care știm că Dumnezeu nu face compromisuri. Și din păcate, aceasta este direcția în care mergem. Pentru că oameni care astăzi sunt dușmani ai lucrării lui Dumnezeu, au fost crescuți și educați, greșit, pare să, în sânul bisericilor adormite, și compromise. Și te miri de unde până unde copiii noștri care până mai astăzi cântau cu pioșenie înaintea Domnului, la nivelul lor de înțelegere de sigur astăzi, ai putea să asemeni cu orice, numai cu creștini, nu. Seamănă cu cântăreții din lume, cu influențele din lume, că ăsta e modelul lor. Și noi dormim. Și acest gând care apasă inima mea este că biserica nu are voie să fie nepăsătoare cu privire la aspectul acesta. Pentru că altfel vrășmașii lucrării lui Dumnezeu se vor ridica dintre noi. Înșelăciunea are efect doar asupra inimilor oamenilor lesne crezători. Asta înseamnă că biserica trebuie să fie populată nu cu oameni creduli, ci cu oameni credincioși. Credincioșii nu sunt oameni naivi, sunt oameni maturi, înțelepți, cu convingeri clare. Sunt oameni care știu cum trebuie să se poarte în casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Oameni mântuiți, ancorați prin credință în Cuvântul lui Hristos. Oameni caracterizați de dorința de propășire a bisericii. Doamne, ajută-ne să creștem o generație dedicată și interesată de cuvântul Tău și de planul Tău. Să-i ajutăm să crească sănătos pe cei care vin în mijlocul nostru și să fim maturi până a identifica pe cei care au alte intenții. Apoi, pe lângă această avertizare deosebit de serioasă, avem și o apreciere, o atestare ascultării lor. Datorită faptului că era centru al Imperiului Roman, veștile circulau cu mare rapiditate. Spre și dinspre Roma. Astfel s-a răspândit vestea despre ascultarea fraților romani. Ascultarea lor a fost un prilej de bucurie, așa cum spunea. Mă bucur, dar pentru voi. Astăzi informația circulă și mai repede ca atunci. Ce se aude despre noi? Ce se spune despre ascultarea noastră? Dorința apostolului Pavel pentru romani era să fie înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Să fim pricepuți, creativi, disponibili când vine vorba de a face binele, dar îndrăznici, nepricepuți, incapabili când e să facem răul. Dar tendința noastră firească, naturală,
este să facem răul. Încă din prima carte a Bibliei, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi. Numai spre rău. În Psalmul 5 cu versetul 4 spune că și tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Și avem această dilemă. Dumnezeu urăște răul și tendința noastră este să facem răul. Cum le împăcăm? Ascultând de Dumnezeu. Și experimentând nașterea din nou, regenerarea care din oameni îndreptați spre rău. Să fim îndreptați în a face binele. Și avem atâtea referințe biblice care ne îndeamnă să facem binele și să ne ferim de rău. Citindu-le chiar în afara contextului lor, ele își păstrează înțelesul și substanța lor binecuvântată. Psalmul 34 ne învață să ne depărtăm de rău și să facem binele, să căutăm pacea și să alergăm după ea. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetele 10 și 11, spune căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Și mai apoi tot Apostolul Petru ne învață că chiar dacă ar trebui să plătim prețul, să fim gata să căutăm, să urmărim, să facem binele. Căci este mai bine, spune el, dacă este după voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Să fim gata să plătim prețul, dacă e nevoie, dar să facem binele pe care Dumnezeu ne-l pune înaintea noastră, să umblăm în el. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în dimineața aceasta este asigurarea biruinței iminente. Dumnezeu este biruitor și noi suntem biruitori împreună cu El. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Ce frumoase cuvinte, ce încurajatoare cuvinte. Numai că salutul imediat următor nu este un salut de complezență. Să fie acolo. Cum spunem noi de multe ori, la revedere, sau pace, sau ceau, sau salut. Dar o spunem așa din de pe buze, sau pacea Domnului, dar numai acolo nu ne gândim. Poate că pentru mulți a devenit deja doar un salut așa lipsit de esență. Apostolul Pavel nu îi salută doar de dragul de a-i saluta, ci în salutul acesta, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, știți ce face? Le prezintă secretul victoriei. Victoria este asigurată, promisă și iminentă. Doar atunci când suntem însoțiți de harul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan capitolul 15, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Biruința este garantată doar atunci când este Dumnezeu cu noi. Să fim preocupați ca Domnul să fie mereu prezent în inima noastră, în biserica noastră. El să aibă locul proeminent. Să aibă rolul de conducere prin Duhul Său cel Sfânt. Și în concluzie, o biserică biruitoare este avertizată. Este avertizată. Vrei să fii biruitor? Uite, îți spun de ce trebuie să te ferești. Este o biserică atestată. Dacă Domnul te încurajează că ai făcut ceva bun sau că avem o direcție bună, nu face să le lăudăm. Uite cine suntem noi. Când Apostolul Pavel le spune că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți, nu face ca să îi umfle de mândrie. Și ca să le spună că merg pe o cale bună și că trebuie să stăruiască în această ascultare. O biserică biruitoare este o biserică avertizată, o biserică încurajată, atestată. Și este o biserică încrezătoare. Și Dumnezeu, ca să fim încrezători, este Cel care ne promite biruința împreună cu El. Și știm că Domnul Iisus Hristos a spus, atunci când Petru i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul îi răspunde, de această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor
biruire. O biserică încrezătoare este o biserică ce se încrede în cuvântul și în promisiunile Domnului. Mă rog ca biserica Emanuel să fie o biserică biruitoare. În astfel de vremuri în care se așteaptă un discurs mai mult filozofic, în vremuri care se așteaptă ceva pozitiv, dacă se poate amuzant, ar fi perfect. Într-o vreme ca aceasta, noi să ne credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul care ne avertizează, singurul care ne atestă slujirea noastră și singurul care ne oferă nădejde și încredere. Dumnezeu să fie slăvit și să nu uităm. Suntem mai mult decât biruitori, doar alături de Domnul Iisus Hristos. A Lui să fie toată slava și cinstea în veci de veci. Amin. Amin. Haideți în încheiere să cântăm prima strofă din cântarea de la numărul 538. Ne ridicăm în picioare, după care vom încheia prin rugăciune prin fratele păstor. Doamne, viața mea ți-o dau. Pe deplin eu mă predau, mă vândut pas cu pas, ziua, noaptea, orice ceas. Mulțumim pentru că ne avertizezi, dar o faci nu pentru ca să ne simțim rău, ci o faci pentru că ne iubești. O faci pentru că ne vrei binele. Îți mulțumim pentru că ești acela care ne încurajează. Îți mulțumim pentru darurile pe care le-ai așezat în biserică. Îți mulțumim pentru că ne-ai dăruit o nădejde vie în Domnul Iisus Hristos și în biruința Lui. Acum, Doamne, ajută-ne să trăim. Însuflețiți de cuvântul Tău, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt, locuiți din belșug de prezența Ta. Binecuvintează, Doamne, biserica aceasta, păstorii care îmi slujesc, frații și surorile care trăiesc și slujesc în sânul acestei biserici. Doamne, rugăm Tu să o porți pe brațele Tale. Fă o biserică biruitoare. Rugăm să ne călăuzești, să ne conduci după voia Ta, după planul Tău. Ajută-ne să ne smerim și mai mult. Ajută-ne să ne încredem și mai mult în Tine. Amen. Și să Te ascultăm. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi toți de acum și în toți vecii. Amin. Amin.